Elevii nonconformiști riscă să aibă necazuri din cauza tatuajelor și piercingurilor. Mai mulți parlamentari vor să le interzică tinerilor să le mai expună în timpul cursurilor și lucrează la un proiect de lege în acest sens. Potrivit proiectului, elevii vor fi nevoiți să își acopere tatuajele sau cerceii la școală sau să renunțe definitiv la ele. Liceenii giurgiuveni, amatori de desene pe corp și cercei la nivelul feței, sunt mulțumiți de aspectul lor și nu înțeleg în ce fel s-ar schimba lucrurile dacă ar renunța la ele. Se pare ceva normal, dar reprezintă pe sora mea aici și aici mama mea și nu mi se pare așa ceva anormal. Deci tu vrei să mergi în continuare cu tatuajul descoperit la da, școală? Da, nu e problemă. Cum crezi că te privesc ceilalți când văd tatuajele tale? Le plac la copii, mă întreabă unde am făcut, vor să facă și ei. Sunt un gen să fii, nu știu, mai popular, mai... Cam așa ceva. Una la mână de făcut e acoperit. Acoperit? Da. Nu e într-un loc vizibil. Și ți se pare regulă? Deci da! De piercing-uri ce zici? Nu am nimic împotrivă cu ele. Cum mă crezi că te văd ceilalți când văd că ai tatuaj? Nu mă interesează cum mă văd. Nu sunt de acord cu așa ceva. Pot să-mi văd și tatuată și cu piercing-uri și cu orice. Nu mi se pare normal. Ceilalți colegi ce cred despre tatuajele și piercingurile tale? Te admiră. Le spun că sunt frumoase, că ar vor și ei, dar nu le lasă părți. Deci ți se pare că nu ar afecta procesul de învățare? Nu, niciun caz. O prostie. De ce să le scoatem? Dacă le ținem, ce s-ar întâmpla? Nu ți se pare că te afectează la învățare? Nu. Absolut deloc. Inițiatorii proiectului consideră tatuajele și piercingurile o problemă de moralitate. Elevii care nu vor respecta regulile se vor alege nu doar cu nota scăzută la purtare, ci și cu o amendă de până la 1000 de lei. Mai mult, se poate ajunge până la exmatriculare. Legea urmează să fie depusă în Parlament zilele următoare.